În urma evaluării situației și pentru eliminarea unor riscuri iminente, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu. Astfel, bărbatului este interzis să se mai apropie de victimă. Totodată a fost întocmit dosar penal și se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de violență în familie și amenințare. La un alt caz de violență în familie au intervenit polițiștii din satul Lung. Un bărbat de 59 de ani, aflat sub influența alcoolului, se manifesta agresiv față de soția sa în vârstă de 53 de ani. Pentru protejarea victimei, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, iar agresorul a fost transportat la spital și în acest caz a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie.